Ana Maria Prodan se mândrește cu felul în care arată. La 50 de ani, impresarea și-a surprins fanii, după ce, în urmă cu câteva zile, s-a filmat în timp ce renunță la machiaj, vedeta a avut și un mesaj pentru cei care au criticat-o ani la rând, dar și pentru femeile care se editează excesiv pozele, aluziva nu a rămas indiferentă la afirmațiile Ana Mariei Prodan, din urmă cu câteva zile, Alina Greavu, pe numele său. A criticat atitudinea impresarei, vizibil deranjată de comentariile aluzivei, Ana Maria Prodan i-a transmis un mesaj dur, moment în care spune că videoclipul a fost făcut pentru cei care au criticat-o, să o facem cunoscută și pe Abuziva sau cum se numește. Te pupă Ana Maria Prodan și îți recomandă cel mai bun și sănătos regim alimentar. Video a fost făcut pentru haterii oribili și cumpliți care nu-și arată și fețele hidoase, schimonisait de răutate și invidie abuziva, nu te inflama, când florește părul verde. Sper că ai înțeles, a scris Ana Maria Prodan, în prima fază aluziva declarase următoarele, doamna flexează că are un ten frumos la 50 de ani, fără machiaj, și că e slabă. Apoi plusează cu graselor și urâtelor, puneți mâna și slăbiți, să arătați ca mine la 50 de ani. Ce poate fi mai trist decât o femeie bogată, celebră, deșteaptă, frumoasă, stăpână pe ea etică care flexează? Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.